Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dacă în urmă cu o lună discutam despre cum ar putea fi făcută reforma pensiilor speciale și încasate miliardele de euro din PNRR, cumva iată că am ajuns la situația în care nu se schimbă nimic în privința pensiilor speciale, în schimb ar urma să fie introduse noi impozite. Deci de unde trebuia să fie corectată o inechitate și introdusă mai multă disciplină în cheltuielile bugetare, coaliția vrea acum o taxare suplimentară pentru a putea menține inclusiv această inechitate alături de alte cheltuieli nesimțite de-a dreptul. Iar ideea că vor fi impozitați suplimentar doar bugetarii, cum spun domnii Ciolacu și Ciucă, este o perdea de fum. Pur și simplu, și asta e elegant zis, niciodată o astfel de prevedere nu va trece de Curtea Constituțională, care va constata simplu că nu pot fi discriminați prin taxare cetățenii în funcție de locul în care lucrează. Adică un contabil de la stat să plătească un impozit mai mare decât un contabil de la privat, de pildă. Deci impozitele suplimentare, dacă vor fi, vor fi pentru toată lumea, fără discuție, deși la stat și în mediul privat, asta ca să nu care cumva să se taie pensiile speciale și alte cheltuieli. Analistul economic Bogdan Glăvan este la telefon. Bună dimineața! Bună dimineața! Bun, să zicem, punem cazul, domnule Glăvan, deci domnii Ciolacu și Ciucă vor supraimpozitarea bugetarilor care au venituri mai mari ca salariul președintelui. Asta este ideea, deci ar fi vorba de 30.000 de persoane. Ce ar rezolva asta când gaura la buget e de 4 miliarde de lei? Adică peste deficitul prognozat, care nu mai știu cât, cred că e vreo 80 de miliarde, nu, pe anul ăsta deficit. Ce ar rezolva impozitarea asta? Păi ar rezolva o părticică, depinde acum cât exact, dacă sunt luate în calcul toate veniturile acestea cumulate, obținute din mandate, pensii, indemnizații, tot felul de lucruri. Da, aici să explicăm, e un alt truc, că una e salariul și alta sunt sporurile și, ce spuneți noastră, indemnizațiile din consilii de administrație și ore suplimentare și așa mai departe. Însă clar ar fi insuficient. Guvernul a ajuns să aibă această problemă pentru că a estimat niște venituri nerealiste și vă aduc aminte că la începutul anului, apropo de ăsta 4 miliarde de care a spus, tot 4 miliarde era taxa de solidaritate pe care estima că o încasează de la companiile din petrol și gaze. Și după aceea am descoperit că nimeni nu are de plată sau nu poate plăti. În urmare, dacă la începutul anului ți-ai făcut niște calcule greșite, ai înțeles greșit legislație europeană, regulamentul european, normal că după câteva luni ți-ai dat seama că ai o gaură și gaura asta crește. Îi nu poți acoperi venind cu o măsură, așa cum a spus și dumneavoastră, discriminatorie, fantezistă, care nu va sta în picioare, dar așa cum am mai discutat de-a lungul ultimilor ani, în perspectiva anului 2024, probabil că se va pune oficial pe masă și va deveni program politic al unui partid introducerea impozitării progresive pentru generală, pentru toată lumea. Asta spuneți că ar fi poate program în alegeri, dar care ar fi efectul? Care credeți că ar fi efectul revenirii la impozitarea progresivă în România? Deci în 2004 s-a renunțat la asta. Sunt deja 20 de ani. Deosebit de nociv, pentru că România, regimul fiscal din România, este o caracteristică a acestei țări. La fel cum este relieful, la fel cum este cunoașterea limbii engleze de către populație sau alfabetizarea. Da? Ori România concurează cu alte țări din lumea largă. Și în momentul în care o caracteristică a acestei țări se schimbă și se schimbă în rău, în cazul de față impozitarea, atunci înseamnă că capitalul care alege unde să se localizeze, unde să deschidă fabrici, unde să angajeze oameni, da? Va alege mai degrabă Bulgaria sau va alege mai degrabă altă țară. Nu o țară unde, per ansamblu, condițiile de investiție sunt mai proaste. Ori asta va face România, va înrăutăți condițiile de investiție și este cumva paradoxal, dar ne-am obișnuit cu chestia asta. Premierul Ciucă se lăuda mai devreme în acest an cu situarea României într-un top al competitivității
mondiale. Noi, în loc să creștem în acest top, în care am ajuns, sigur, tocmai prin forța companiilor private care au investit în România și care au diversificat economia României și, atenție, au investit în aceste domenii IT, da, financiar, care au crescut economia României, că aici se câștigă mult bani, toată lumea știe, în domeniul IT salariile sunt foarte bune. Deci, în loc să protejăm aceste avantaje și această poziție a noastră în topul competitivității, cu care ne lăudam mai devreme, acum venim și îi dăm în cap. Bun, dar dincolo de scăderea atractivității României din punct de vedere investițional, pentru cetățeanul obișnuit, ce ar însemna revenirea la impozitarea progresivă? Până când nu avem o grilă în față, nu putem spune foarte exact, dar fiecare cetățean trebuie să știe că impozitul lui va fi mai dificil de calculat, va însemna probabil creșterea generală a impozitelor virate statului de către marea masă a oamenilor. Asta trebuie să fie foarte limpede și doresc să subliniez. Este o iluzie să credem că vor fi taxați suplimentar doar 1% din români, de exemplu. Asta este o iluzie să credem, pentru că dacă așa ceva se întâmplă, atunci statul nu câștigă mult. Statul poate câștiga mult bani la buget doar dacă taxează masele de oameni. Adică dacă fiecare, pic cu pic, acolo, zic că plătește în plus 5 lei sau 100 de lei, contribuie până această impozitare progresivă la buget. Deci ea va afecta majoritatea populației. Bun. Care ar fi alternativa? Adică statul, mă rog, domnii Ciucă și Ciolacu ar vrea impozitare progresivă, așa se înțelege acum, vândută sub diferite denumiri, ca să încaseze mai mulți bani la buget, că nu sunt suficienți. Ok. Dar care ar cum ar putea fi redus eficient și pe termen lung, consistent, deficitul bugetar? Ce ar trebui, unde ar trebui umblat? Aici este foarte limpede și sunt studii în această direcție făcute, studii celebre chiar și la nivel guvernamental. Sunt cele două eterne probleme ale statului român. Pe de o parte, colectarea slabă a impozitelor, astea care sunt, da? Uh-huh. Deci noi avem impozite competitive în regiune, dar nu le colectăm. Avem excepții și portițe pe partea de impozitare. Avem categorii sociale, categorii profesionale care nu plătesc impozite. Deci și acum avem o impozitare, dacă vreți, diferențiată, nu progresivă. Unii plătesc, alții nu plătesc. Categorii care au fost extinse tocmai de actualul guvern. Și atunci, dacă ar trebui să uniformizăm baza de impozitare, statul culege mai mulți bani. Pe cealaltă parte, avem cheltuielile bugetare, unde din totdeauna ne-am plâns că se face risipă. Și de fiecare dată când vedem oameni din spitale, oameni de administrația locală, care își cumpără aparate super scumpe, da? De fiecare dată când vedem primării care nu mai au locuitori și care nu mai produc niciun serviciu public în esență, dar doar angajează primar, secretar, șofer, ce-o mai fi acolo, de fiecare dată când vedem sutele de companii de stat pe care nu le mai are nicio țară în regiune și în lume, poate doar în America de Sud să fie ceva, dar pe lângă noi nu mai sunt țări cu sute de companii de stat care toacă bani, asta înseamnă că banii sunt risipiți. Și dacă am opri această risipă, atunci nu s-ar mai pune problema, credeți-mă, niciunei nevoi de bani la buget. Mulțumesc foarte mult, a fost în direct în Deșteptarea, analistul economic Bogdan Glevan. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.